Se pare că lumea tabletelor cu Android a reînviat, pentru că timp de o lună eu deja vin cu a doua recomandare. Asta e Samsung Galaxy Tab S9 FE. Da, e plin de amprente, dar lăsăm treaba asta pentru mai târziu. Hai să începem și să zic din start de ce ți-l recomand. În primul rând preț, evident, luând în calcul toată concurența și ecosistem. Cuvânt nou pentru cei de la Samsung, dar hai despre toate pe rând să începem. Luând în calcul că am un singur lucru de reproșat acestui Tab S9 FE, cu reproșul meu de azi și încep. Iată, aceasta este cutia lui. Frumoasă, nu? Ecologică, subțire, ocupă puțin spațiu un avion, pentru că, uite, mai nou, asta e ce interesează cel mai mult pe consumatorul final. Cât consumă acel avion care transportă aceste taburi. Acum va transporta mai multe dintr-o singură încercare și uite că am salvat planeta. Ai înțeles precețintesc, ce țintesc, nu? Părerea mea e că Samsung cam exagerează deja cu acest lucru. Pentru că, un simplu exemplu, să presupunem că 3-4 luni urmă ți-ai cumpărat un A34, A54, oricare, alege-l tu, tot ecologic și ăla și ai mai închinat încă vreo 20 de euro ca să-ți cumperi și un încărcător original, pentru că asta Samsung recomandă. Și astăzi ai văzut episodul ăsta, ai zis că uite, îmi place tableta asta, hai să o cumpăr și pe ea, păi fi bun și mai plătește încă 60 de euro pentru un încărcător de 45 de W, pentru că celălalt de 25 ți-l va încărca vreo 3 luni. Și da, Înțeleg, eu personal am încărcător pentru el de la laptop, dar totodată, tu vrei cumva să ții în ecosistemul ăsta cumpărătorii, fanii tăi adevărați. De ce să nu-i dai câteodată și câte ceva, câte un cadou? Hai să fie, am ajuns să spunem despre un încărcător că e cadou. Am zis ce mă deranjează, acum hai să trecem la partea aia după care tu îmi vei scrie în comentarii că Andrei, tu ești plătit de Samsung. Apropo despre comentarii. Nu uita să scrie acolo tot ce crezi și despre mine și despre această tabletă. Cu design nou, vorbind despre tablete, evident, e dificil să impresionezi, pentru că dacă stai și te gândești, practic toate arată la fel, o bucată mare de ceva. Dar uite că Samsung chiar și în aceste mici detalii, nesemnificative, au reușit, simplu, au făcut-o bine. În primul rând, IP68. Aici este, nu-ți faci griji dacă mergi cu el la mare, de nisip și toate astea. În al doilea rând, spatele este din aluminiu. Aș fi vrut că nu-ți faci griji și de beton, dar nu e chiar asta. Iar pe spate, ai și spațiu cu magnet unde îți vei păstra SPN-ul. Și apropo, pe asta tu îl primești în cutie și atât chiar acum mi-a apărut o întrebare și sunt curios să aflu părerea ta. Dacă ar fi să alegi, tu nu vei avea niciodată așa ocazie, dar să zicem că ți oferă Samsung. Ce ai alege? Încărcător sau S -Pen? Sunet. Un punct destul de important atunci când vorbim despre tablete. Primul lucru care vreau să ți-l spun la acest capitol e faptul că ai trei microfoane pentru apeluri video. Perfect, cred că e suficient. Al doilea punct e sunetul stereo. Ai două difuzoare pentru asta, cei de la KG au făcut și ei cât au putut, dar din câte înțelegi, nu e cel mai bun sunet pe care ți-l poate oferi Samsung, pentru că au ei și modele mult mai scumpe, sunetul perfect a rămas pentru ele, dar în cazul ăsta, sincer, nu am ce reproșa, luând în calcul prețul. Da, frecvențele joase nu sunt atât de accentuate, dar pentru jocuri, pentru filme, YouTube, Netflix, e mai mult decât suficient. Autonomie și performanță. Despre performanță, sunt doar două lucruri pe care vreau să le menționez. Vorbim despre Exynos, 80 împreună cu 6 sau 8 GB RAM, același Exynos pe care îl găsești și pe A54, înțelegi segmentul în care el concurează, throttling nu are și sincer, dacă vorbim de conținut media, e mai mult decât suficient pentru jocuri, crede-mă tot. Am testat cât am căput, chiar și cu tot cu gamepad. Cât despre autonomie? Ai 8000 mAh la dispoziție. Dacă vei cumpăra acel încărcător de 45W, de îl vei încărca aproximativ într-o oră și încă un pic. Cât despre rezultate, vei primi o medie de 8-10 ore de utilizare universală hai să-i zicem, dacă excludem jocurile, evident. Dacă luăm în calcul deja jocurile, vorbim despre 4-6 ore, iarăși în funcție de joc, în funcție de luminozitate, în funcție de ce frecvență va afișa acel joc, în funcție de rezoluția videoului pe YouTube pe care tu îl vei vedea, tu ai înțeles ideea. 8-10 ore, 4-6, poate un pic mai mult dacă vorbim de Sudoku. Despre display, dacă îți voi zice doar cifrele, vei rămâne dezamăgit, pentru că IPS, pentru că doar Full HD și pentru că doar 90 Hz. Știu sigur la ce te gândești, Andrei, tu ai vorbit recent despre Xiaomi Pad 6 cu rezoluție 2K, cu același IPS, dar cu 144 Hz. Problema e că eu le am la dispoziție pe ambele și chiar nu văd diferențe și asta eu încă le caut în utilizare de zi cu zi, Sincer, tu nu te vei gândi la asta pentru că nu e un dispozitiv cu care tu să stai în mână 3-4 ore pe zi zilnic. Două trei ori pe săptămână te-ai uitat un meci de fotbal, te-ai uitat un serial sau un episod de al meu pe YouTube și e suficient că e 90 Hz, că e 120, că e 144. Sincer, nu ți face griji și în general IPS-pe tablete e o treabă destul de populară, nu e grav. Și Apple îți oferă acest display și Xiaomi și cei de la OnePlus, am zis nu-ți face griji de acest lucru. Acum cel mai important, ecosistem, despre care ți-am vorbit la început. Nu am să zic nimic nou, tot ce voi spune eu acum, Apple de mult a inventat, este argumentul fanilor Apple numărul 1, ecosistemul nostru, doar pentru el cumpărăm aceste dispozitive, acum și cei de la Samsung vor spune asta, dar de ce îl menționez? Pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai important punct de ce tu vei alege Samsung Galaxy Tab în loc de oricare altă tabletă cu preț și specificații similare. Apropo, tastatură cu husă pentru acest Tab S9 FE există, doar că la momentul actual încă nu e disponibilă, va ajunge peste aproximativ o săptămână, așa că pentru testele noastre de astăzi voi folosi această tastatură universală. Uite, Samsung a muncit destul de mult la acest ecosistem și chiar dacă nu reprezintă nimic nou, el trebuie menționat și în general trebuie apreciat. Cum am spus, asta va fi unul din argumentele viitoare de ce tu vei alege Samsung sau de ce vei alege oricare alt producător care are ecosistem similar. În ce constă acest ecosistem? Nu e cu nimic diferit față de oricare alt producător care încearcă să te convingă să cumperi doar dispozitivele lor, pentru că împretenește cel mai bine aceste dispozitive între ele. De exemplu, Vrei să transmiți un fișier de pe telefon pe tabletă sau invers? Nicio problemă, ai la dispoziție Quick Share. Același lucru ca și AirDrop. Vrei să copiezi un text de pe tabletă, telefon, laptop dacă e cazul și să-l lipești pe oricare alt dispozitiv? Iar e suficient să fii conectat doar la aceeași rețea Wi-Fi. Vrei să primești apeluri neavând telefonul lângă tine? Nici o problemă ceasul și telefonul trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi. Ba mai mult, având o pereche de căști Galaxy Buds, nicio problemă. În timp ce utilizezi tableta, telefonul e lângă tine, căștile sunt conectate la ambele dispozitive simultan și știe foarte bine de pe care din aceste două dispozitive să-ți livreze conținutul. Un video de pe YouTube de pe tabletă și un apel de pe telefon. Logica mea, a înțeles-o. Și detalii mici de genul, cloud pentru sincronizarea datelor, pentru sincronizarea parolelor, parole Wi-Fi, contacte, mesaje, oricare din aceste detalii. Te gândești că e ca la Apple? Da, e ca la Apple, funcționează la fel de bine, ba uneori chiar mai bine dacă vorbim de căști. Singurul lucru care e diferit și apropo chiar dacă un utilizator din o mie vor profita de asta, pentru mine a fost curios. Ți-am zis, ai ul în cutie, ce face el nu-ți mai spun acum pentru că am zis-o în ultimii ani de foarte, foarte multe ori, dar să presupunem că ai și un S23 Ultra sau un S22 Ultra cu SPN-ul lui. Păi iată, SPN-urile sunt compatibile între dispozitive. Lucrul ăsta chiar nu ți-l poate oferi nimeni. Ce vreau să zic în concluzie? Uite, concluzia mea e bazată pe preț și concurență. Pentru că tablete cu preț similar și cu specificații similare mai găsești iPad 2021, dacă nu greșesc, Xiaomi Pad 6, în viitorul apropiat vom vedea și tableta celor de la OnePlus. Partea cea mai importantă, după părerea mea, este ecosistemul. Pentru că, luând în calcul că avem 3-4 tablete, cu prețuri, cum am spus, similare, cu specificații similare, cu rezultate de bune atunci când vorbim despre performanță, cum e în cazul acestui tab S9 FE sau Xiaomi Pad 6. Ultimul argument care va fi decisiv din punctul meu de vedere este ce telefon ai tu în buzunar. Pentru că având un Samsung în buzunar, atunci când te pornești să-l cumperi, te vei gândi că de ce să plătesc pentru ecosistemul celor de la Xiaomi, celor de la Apple, dacă nu profit de el. Mai bine plătesc exact același preț pentru ecosistemul de care eu voi profita la maxim. Și exact aceeași idee este valabilă dacă ai un Xiaomi în buzunar sau un iPhone, desigur.